Bună, dragilor! Bine ați venit din nou la Povestea Săptămânii! Noi de mult n-am mai urcat pe canalul de YouTube o poveste, așa precum le ascultați dumneavoastră poveștile audio. Astăzi aveți ocazia să ascultați o poveste video. Povestea pe care vă voi spune-o astăzi s-a întâmplat în Marea Britanie, cu mult, mult timp în urmă. Un vapor a naufragiat la unul din țărmurile Marii Britanie și apoi s-a dat ordin ca să fie coborâte bărcile de salvare. Bineînțeles, bărcile de salvare au fost coborâte și toată lumea, toți oamenii din vapor, s-au urcat în bărcile de salvare. A rămas doar o ultimă barcă, în care trebuia să se urce capitanul și primul timonier. Capitanul a pășit în barcă, s-a urcat, apoi venise și timonierul. Când se urce în barcă, și-a adus aminte că și-a uitat în camera lui proprie pormonerul. Exact în acel moment, vaporul s-a scufundat. Bineînțeles, bărcile de salvare cu greu au ajuns la mal. Ajunși la mal, erau bucuroși că au scăpat, dar triști pentru că unul din echipaj a rămas în acel vapor care s-a scufundat. Bineînțeles, printre valuri venea trupul nensuflețit a timonierului. Valurile l-au împins spre mal, apoi l-au aruncat pe mal. Și în mâna timonierului stătea strâns pormonerul. Oamenii de acolo, de pe mal, s-au chinuit ca să-i deschidă mâna. Într-un final a reușit să-i deschidă mâna timonierului și i-a luat pormonerul. Toți se gândea că în acel pormonel, cu siguranță, este o poză cu soția lui sau cu copilașii lui. Dar deschizând pormonelul, acei oameni și-au dat seama cu tristețe că în acel pormonel nu era nici măcar o amintire, ci era doar o sumă derizorie de 1,5 mărci germane. Aceasta era totul. Pentru această sumă și-a pierdut viața. Lucrurile care ți se par fără valoare ne pot afecta pentru totdeauna. Dar oare ce este mai trist decât pentru niște lucruri mici, pentru niște lucruri fără valoare, să pierzi ceea ce este cel mai valoros, să pierzi pe Domnul Iisus și dragostea pentru El? Cred că se merită ca să luptăm, cred că se merită, așa cum spune și Biblia, să ne ferim de tot ce ni se pare rău, ca astfel, prin acele lucruri mici, prin acele lucruri care ni se par rele, să nu pierdem ce este valoros, să nu pierdem ceea ce am câștigat cu toții cu greu, adică mântuirea sufletului, prin bătăi, prin sânge, prin cruce. Toate acestea le-a îndurat Domnul Iisus ca să ne facă un mare cadou, ca să ne aducă o mare valoare și o mântuire veșnică pentru sufletele noastre. De aceea se merită, dragilor, să ne luptăm, se merită să rămânem aproape de Dumnezeu, se merită să fugim de orice lucru mic care ni se pare rău, ca acel lucru mic nu cumva să ne aducă o pagubă imensă. Așa că nu te întoarce înapoi pentru lucruri mici și fără valoare, ci mergi înainte spre lucruri mult mai valoroase. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, eu am fost Dănuț Ursachi. Dacă nu ești abonat la acest canal, abonează-te chiar acum, apasă clopoțelul ca să primești notificare atunci când vom posta. Pe curând, fiți binecuvântați!